Salutare lume, ce mai faceți? În videoul de azi voi vorbi despre o boxă portabilă cu Bluetooth de la Bestek. Să începem! Boxa vine într-o cutie gri, pe fața cutiei găsim scris Bluetooth și logo-ul. Pe spate găsim aceeași chestie, dar de data asta mai avem câteva informații și vedem că această boxă este disponibilă în două culori, negru și alb. Aceasta este varianta albă. Iar în final, pe partea de sus și pe lateral, găsim câteva informații despre boxă. În cutie găsim un cablu 2-in-1, într-un capăt are un conector micro-USB, iar în cealaltă parte are un USB și un jack de 3,5 mm. Acest cablu este folosit pentru încărcarea boxei, dar și ca o intrare audio. În continuare găsim boxa, care este bine protejată cu un fel de burete, și mai găsim manualul de instrucțiuni. Boxa arată foarte bine, în față are un grill de metal cu un model de diamant și logo-ul Bestek. În partea de jos are două fâșii de cauciuc pentru ca boxa să nu alunece. În spate găsim toate conexiunile și intrările audio, iar această boxă are foarte multe. Poți să asculti audio prin Bluetooth, bănesc că majoritatea așa ar folosi această boxă, dar mai poți asculta audio și de pe un card microSD, de pe un stick USB sau de pe orice dispozitiv cu un port de 3,5 mm. În spate mai găsim butonul de pornire-oprire, portul micro-USB și un port pentru căști. În partea de sus a boxei găsim toate comenzile. Are un buton M cu care treci prin toate modurile boxei, adică Bluetooth, radio FM sau intrare auxiliară. În continuare, dacă apeși odată pe butonul sus sau jos, va merge o piesă în față sau în spate, iar dacă ți-ai apăsat pe aceste butoane, poți schimba volumul. În mijloc are un buton cu semnul Bluetooth care este folosit pentru a conecta orice device la boxă, iar în ultimul rând, un buton de play-pauză care este folosit și pentru a răspunde la telefon. Poți face asta pentru că are un microfon integrat. Boxa are integrată și un chip NFC și poți să te conectezi la ea cu o simplă atingere dacă și telefonul tău are NFC. Oricum, este foarte simplu să te conectezi la boxă și cu un dispozitiv care nu are NFC. Tot ce trebuie să faci este să mergi la setări și să te asiguri că ai pornit Bluetooth. Vei vedea numele boxei în lista de dispozitive și dacă o selectezi, în câteva secunde se va conecta. Să trecem puțin peste câteva specificații. Are două boxe de 3W cu 4 ohmi, care ating un volum foarte mare, dar și distorsionează puțin la volume mari și are o baterie de 2200 mAh care te va ține foarte mult. Eu am urmărit 1-2 episoade pe zi dintr-un serial, ceea ce înseamnă că boxa a fost folosită cam 2 ore pe zi, timp de peste o săptămână și încă mai are baterie rămasă. Boxa sună ok pentru prețul care îl are, dar îi lipsește puțin bas. În schimb, dialogul este foarte clar în filme. În orice caz, sună mult mai bine și mult mai tare decât orice difuzor de pe telefon sau tabletă. Este destul de greu să descriu cum sună această boxă, de aceea am înregistrat o piesă prin boxă și am să o compar cu piesa originală. În concluzie, eu zic că este o boxă foarte bună cu o grămadă de funcții la un preț destul de mic. Această boxă o puteți găsi pe Amazon, am să las link-uri în descriere și costă cam 1200 de lei. Cam atât cu videoul de azi, sper că v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!